Ca să ne dea un răspuns adecvat la întrebarea dacă este vreo diferență între evrei și neevrei, Cartea Faptele Apostolilor redă în capitolul 10 momentul în care Evanghelia trece de la iudei la neamuri. Atât Corneliu, un centurion roman, om temător de Dumnezeu, cât și apostolul Petru, au parte cam în același timp de o vedenie în care sunt lămuriți că ei trebuie să se întâlnească unul cu celălalt. Fapt pentru care centurionul trimite o mică gardă să-l însoțească pe Petru, iar acesta acceptă să facă o călătorie de vreo 45 de kilometri până la casa sutașului, își învinge reticențele și legalismul și intră în casa lui Corneliu. Înaintea celor strânși aici, Petru întreabă de ce a fost chemat. La care Corneliu răspunde: "Nu știu exact de ce. Am făcut-o pentru că Dumnezeu mi-a spus să o fac. Ai vreun mesaj pentru mine?" Pentru că, precum citim în versetul 33 din Faptele 10, toți aceștia suntem aici ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Am încheiat citatul. Și atunci din Petru a țâșnit Evanghelia, vestea bună a salvării prin Isus. Petru i-a prezentat ideile principale: Isus Hristos, care a murit pentru păcate în locul păcătoșilor, care a treia zi a fost înviat, și faptul că oricine crede în El capătă iertarea păcatelor și viața veșnică. După ce au auzit Evanghelia, Corneliu și toată casa lui au crezut și Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei. Acest eveniment este cunoscut ca cincizecimea neamurilor. Petru și însoțitorii săi evrei au fost uimiți să vadă că și neamurile pot primi Duhul Sfânt. Această revărsare a fost dovada că și neamurile pot fi mântuite la fel ca evrei, prin harul Domnului Iisus Hristos. Deci, pentru mântuire, Dumnezeu nu face diferențe. Petru le-a administrat și botezul credinței și a mai rămas câteva zile cu ei. Când evreii din Ierusalim au aflat că neamurile primiseră și crezuseră și ele cuvântul lui Dumnezeu, n-am putea spune că s-au bucurat foarte mult. Dacă am fi discutat cu Petru înainte de acest eveniment, cred că și el s-ar fi comportat la fel. Și chiar și în aceste condiții, Petru, care s-a dus la Ierusalim să le explice, aproape că s-a scuzat, spunând că el s-a codit să facă asta, dar Duhul Sfânt i-a poruncit fiecare pas și gest. Petru le-a povestit toată împrejurarea, inclusiv faptul că cei din casa lui Corneliu au fost și botezați, cu Duhul, dar și cu apă. Or, nu aveau nevoie de o dovadă mai clară ca să fie siguri că și neamurile făceau parte de acum din trupul credincioșilor creștini. Când ucenicii evrei ai lui Iisus au auzit cum a lucrat Dumnezeu, au primit-o ca din partea Domnului și l-au lăudat și glorificat. A fost o zi mare, ziua aceea când ușile mântuirii și ale veșniciei s-au deschis și pentru neamuri. Evanghelia continua să se răspândească și prin alții care, fugind de prigoană, au ajuns să propovăduiască, de exemplu, în Fenicia, Cipru, Antiohia, unde biserica din Ierusalim l-a trimis imediat la ei pe Barnaba, om plin de Duhul Sfânt și de credință, să verifice și să-i susțină. Iar acesta i-a încurajat și lăudat și împreună cu Saul a stat la ei un an de zile învățându-i. În Antiohia li s-a spus acestor credincioși, pentru prima oară, creștini.